Salutări, dragi prieteni! În direct merge emisiunea Casa Mare și alături de voi sunt eu, Tatiana Nidzelcu. În ediția de astăzi vom asculta una dintre legendele despre mărțișor și vom continua emisiunea cu cânticele ansamblului popular Basarabeanca. Conform calendarului vechi roman, pe 1 martie se sărba anul nou. Una dintre tradiții care s-au mai păstrat și până în ziua de astăzi legată de această sărbătoare este mărțișorul. Despre mărțișor sunt foarte multe legende și pe una din ele ne va povesti Elena Cucu, învățătoare de limba moldovenească din satul Dălinsca, raionul Reni. Povestiți-mi, vă rog, mărțișorul, ce înseamnă sărbătoarea asta? Legată, poate este vreo legendă. Legenda mărțișorului. Se zice că a fost foarte de mult o floare gingășă cu petale albe, cum e zăpada în jurul ei, și această floare era ghiocelul. Într-o zi, când soarele străpunse cu săgețile sale aurii norii negri întunecați, ghiocelul apărut pe coasta dealului. Îl salvase de gerul aspru o zână blândă și frumoasă, pe care o chema primăvara. Dar din palatul de gheață și omăt se repezine prasnicul Crivăț să-l nimicească pe îndrăznețul ce-i călcase împărăția rece. În goana-i turbată, Crivăț smulse o tufă de mărăcine și, aruncând-o, o rănise pe blânda și frumoasă primăvara. O rănise la degetul cel mic. A țâșnit sângele fierbinte și roșu pe petalele albe a ghiocelului. Sângele fierbinte l-a trezit și l-a reînviat pe ghiocel la viață. De bucurie, el și-a săltat sus căpșorul strigând: "Bucurați-vă, oameni! Cu mine vine primăvara! Cu mine vine soarele și viața." E aici și simbolul mărțișorului, adică albul este culoarea pură a petalelor albe a ghiocelului, dar ia ca cum varianta cu făt frumos și balaurul, adică culoarea zăpezii albă, iar roșu este sângele fierbinte. Mărțișorul unde îl agață? La piept? Desigur că la noi, data de 1 martie, e obiceiul de a-și dărui unul altuia mărțișoare, în semn că a venit, de fapt, primăvara. Și sigur că toată luna trebuie să purtăm mărțișoarele, iar la sfârșitul, în ultima zi a lunii martie, ele sunt agățate la un copac fructifer, adică pomul să rodească tot anul. Vom prelungi emisiunea cu cântecele ansamblului popular Basarabeanca din satul Novoselsk, raionul Reni, care deja activează 5 ani. Conducătoarea colectivului este Maria Bornea, care a putut să strângă nu numai femei de diferite profesii în colectivul său, dar și alege pentru el un repertoriu multinațional. Thank you.
vecer, ia să așa mai lume. Lasă grijă să ne voi, prinde-te în joc cu noi, prinde-te în joc cu noi, mai lume. Hai la sârba din străbuni, dansa-te de oameni buni, dansa-te de oameni buni, mai lume. Asta-i sârba strămoșească, neamul trei să o învârtească, neamul trei să o învârtească. Te puse în cap de masă, lume. Dansul gluma, voia bună, este ceea ce ne adune, este ceea ce ne adune, lume. Hai la sârba dintre buni, dansa-te de oameni buni, dansa-te de oameni buni, mai lume. Asta-i sârba strămoșească, neamul trei să o învârtească, neamul trei să o învârtească. Asta-i sârba strămoșească, neamul trei să o învârtească, neamul trei să o învârtească. Hei! Ediția de astăzi a ajuns la sfârșit. Iar eu vă reamintesc că alături de dumneavoastră am fost eu, Tatiana Nidzilcu, și echipa UA Odessa. Vă dorim toate cele bune! La revedere!